Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi voi pregăti plăcinte fierfenițoase și totodată moi din cele mai simple ingrediente. Nu folosim ouă și lactate la prepararea aluatului și punem umplutura preferată. Eu le-am umplut cu cartofi și brânză, dar dumneavoastră puteți să le umpleți cu miere, dovleac, carne și varză. Într-un vas am turnat 250 ml de apă de temperatura camerei. Aici adăugăm jumătate linguriță de sare și jumătate linguriță de drojdie uscată. Amestecăm ingredientele pentru ca drojdia să se dizolve, apoi adăugăm 400 g de făină cernută. Frământăm bine aluatul, apoi modelăm o cocă moale și flexibilă. După ce am modelat coca, am pus-o pe masă presurată cu făină și am lăsat-o așa, acoperită cu un prosop, 15 minute. Peste 15 minute, divizăm coca de aluat în 8 bile egale. Modelăm biluțele, le punem pe masa presurată cu făină și le acoperim cu un prosop. Le lăsăm să se odihnească 15 minute, apoi facem turtițele. În continuare vom suprapune fiecare turtă pe o farfurie, dar mai întâi o ungem cu ulei generos pe ambele părți. Aici am folosit 100 ml de ulei. Foile așa suprapuse le lăsăm să se odihnească 20 de minute, dar depinde de temperatura din încăpere. După ce întoarcem toate foile odată, întindem prima foiță și dacă cu greu se întinde, atunci o mai lăsăm să se odihnească 5-7 minute. După cum vedeți, foaia se întinde minunat, punem umplutura și modelăm plăcinta. Pentru umplutura am folosit cartofi piureu cu ceapă călită, piper și sare după gust. Iată, acestea sunt plăcintele pe care le-am modelat. Nu mi-a ajuns suficient piureu de cartofi, așa că am umplut două plăcinte cu brânză. Înainte de a le pune în cuptor, le-am uns cu un ou bătut, însă dumneavoastră puteți să le ungeți cu un amestec din ulei și apă. Coacem plăcintele în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 25-30 de minute. Iată, acesta este rezultatul. Sunt abia scoase din cuptor, după cum vedeți, nu trebuie unse cu ceva pentru ca să se înmoaie. Sunt foarte moi, fierfenițoase și foarte delicioase. Dacă v-a plăcut această rețetă, mi-ar face o mare plăcere să o distribuiți, să puneți un like și să scrieți jos în comentarii din ce țară mă urmăriți. Poftă bună!